Am vorbit aici de limitele cadrului legal de reglementare a relațiilor de muncă. Am o experiență recentă și foarte, foarte importantă cu privire la până unde poate să reglementeze sau cine intră în această noțiune de relații de muncă. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit acum câteva luni, în ianuarie, a emis o decizie în care a stabilit că și preoții au dreptul să se sindicalizeze. Concret, la Mitropolia de la Craiova, 38 de preoți s-au întâlnit și au decis să facă un sindicat. Au ajuns cu sindicatul până la CEDO, în interior, în România, au pierdut și au ajuns la CEDO. La CEDO, acolo, au, în prima cameră de 4 judecători, au stabilit că, într-adevăr, preoții au dreptul să se sindicalizeze, mergând de la principiu că în România au contracte individuale de muncă. Din fericire, noi, cabinetul nostru s-a implicat destul de tare, benevol în această afacere. Noi am susținut dimpotrivă că preoții în România nu au, conform actualei legislații, nu au relație de muncă, nu intră în noțiunea de relație de muncă. A fost cea, una pe parte de religie, a fost cea mai importantă, este una din cele mai importante hotărâri. Ea a întârnat forțe foarte, foarte mari la nivel mondial. A avut loc și în România, am organizat noi o conferință la care a venit reprezentantul Vaticanului la Strasburg, la care a venit președintele directorul unui centru european de justiție, filială a unei organizații din America, iar la Strasburg a fost organizat replica ceea ce am făcut noi aici, la care au participat profesori universitari din Germania, din Belgia, inclusiv absolvenți de Harvard. În fine, au participat în sală 20 de ambasadori și reprezentanții ai tuturor marilor culte. Deci interesul a fost absolut fantastic pe această temă. Din fericire, poziția pe care noi am adoptat-o, și anume că preoții în România nu au contracte, nu au relație de muncă, a fost ieri alaltăieri, a fost îmbrățișată și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care în recurs a stabilit că, într-adevăr, punctul nostru de vedere este corect, doar că are trimis-o către Marea Curte. Bătălia și aici în România a fost foarte, foarte mare, pentru că au fost voci care au susținut că atâta vreme cât legislația internă nu interzice în mod expres faptul că preoții nu se pot sindicaliza și că preoții nu au contracte individuale de muncă, în consecință, dacă legea nu interzice, atunci este permisibil. Opinia mea, știu că nu vă vizează foarte tare și că chiar o să vă întrebați ce treabă are una cu alta, însă, având în vedere impactul major pe care această situație din România l-a avut la nivel mondial, propunerea mea ar fi ca atât în legea dialogului social să se prevadă în mod expres că preoții nu au dreptul să se sindicalizeze din vari motive, s-au scris foarte, foarte mult, nu-i momentul să dezvoltăm aici, iar în codul muncii, în articolul 1, ar trebui să se prevadă în mod foarte clar că preoții nu au relații de muncă și că, de fapt, relația preoților este exact aceea de slujire și de misiune liberă asumată, cum scriem statutul. Deci propunerea mea este în acest sens în cele două legi. Mulțumesc mult. Acum înainte trebuie să prezinte Răzvan tema lui și după aia. Da, ok. Da, ok, Răzvan. În această secțiune, de fapt, am dorit să facem o culegere probabil Răzvan v-a spus, îmi cer scuze dacă vă repet, am dorit să facem o culegere de propuneri din partea oamenilor care în mod practic se lovesc de aceste elemente zi de zi. Pentru că, și dacă v-a spus Răzvan, îmi cer scuze, vreau să mă simt și eu că am spus și eu. Pentru că am întâlnit situații în care reacțiile mediului de afaceri, a celor care sunt direct interesați, au fost întotdeauna post factum, adică după ce actul normativ a fost adoptat. Și de foarte multe ori, din practica noastră, am văzut că domnule, n-am fost niciodată întrebați pe această temă. Noi am lansat această dezbatere tocmai cu scopul de a strânge de la dumneavoastră, de la mediul de afaceri, aceste propuneri, pentru că mai departe ele nu vor rămâne în această cameră, nu vor rămâne în această sală, nu vor rămâne în mapele noastre. Mai departe le vom sistematiza tot ceea ce primim de la dumneavoastră și le vom transmite mai departe ministerului și celor două camere legislative.
legislative ale Parlamentului în scopul de a, de a prelua anumite elemente, pentru că până la urmă colegul meu, Gabrielul Luit, a spus că legea dialogului social are o inclinație socială, ca să-i spunem așa. Este posibil, dar și este posibil, însă cred, eu cred că atât întreaga legislație, e adevărat că trebuie să protejeze salariatul. E adevărat, însă teoria mea este că el trebuie să protejeze buna credință și bunele raporturi. Adică nu trebuie să fie nici într-o parte, nici în cealaltă parte, ci să fie justă pe toate părțile. Ori dacă în acest moment există o orientare oarecum socială, socialistă, să-i spun, ceea ce nu este rău, este foarte bine. Cred că ar trebui însă ponderată cu opiniile care vin din mediul de afaceri. Adică nu cred că trebuie să cădem dintr-o extremă în cealaltă, adică dintr-o reglementare în care încercam să punem la index sindicatele, într-o reglementare în care sindicatele acum vor declanșa greva în momentul în care doresc ei. Adică cred până la urmă, iertați-mi cancofonia, cred până la urmă că pacea socială trebuie prezervată cu orice eforturi. De aceea am dorit ca de la dumneavoastră, și sesiunea nu se încheie aici, dacă vă întoarceți la birourile dumneavoastră și vă vin idei după această discuție sau după alte discuții, nu ezitați să ni le transmiteți, pentru că noi le vom sintetiza, nu acum, pentru că acum lumea e orientată în altă parte. Oricum, noi vom urmări procesul legislativ. Chiar dacă atenția publicului este acum într-o altă zonă, noi vom urmări evoluția legislativă și vom încerca să vă informăm cu privire la nivelul la care se va ajunge, pentru că până la urmă, dacă va exista o ușurință în a declanșa greva, principalii, cei care veți suferi, dumneavoastră veți fi. Eu nu zic că sindicatele nu trebuie să-și aibă o poziție. Dimpotrivă, nu cred că actuala reglementare este bună. Dimpotrivă, din perspectiva punerii sindicatului într-un index, nu este deloc bună. Însă nici să dai drumul la grevă oricând există conflict intern, dar fără o bază reală, nu cred că este benefică până la urmă acelei companii, pentru că atât patronatul cât și salariații au până la un punct, cu siguranță, au interese comune. Nu trebuie să le negăm. Adică nu trebuie să spun, domnule, eu sunt și tu ești. Nu, până la un punct avem interese comun să meargă bine, pentru că eu mănânc de acolo și tu trăiești din ce muncesc eu. Dar trebuie să existe un echilibru. De aceea vă invit să veniți cu propuneri așa cum pe care le vom sintetiza și le vom transmite mai departe. Nu trebuie să fie lucrări elaborate. Nu trebuie să fie ultra-argumentate, ci pur și simplu idee, pentru că nu cred că cineva este stăpânul tuturor ideilor din lume, ci toate acestea se fac din ideile noastre ale tuturor.